nebunie pe felie. Hai că începem vlog. Suntem la Mac. Am venit să mâncăm. E ora 1, sunt foarte mulți copii aici. Și ne este foarte foame. Și ne e foarte foame. Sunt cu Lavinia, Alex e înăuntru, așteaptă să ia mâncarea. Și după o să mergem până la mini prin Băneasa. Sper din tot sufletul să prindem reduceri, pentru că Lavinia trebuie să-și ia pantof de mireasă. Și ne-am îmbrăcat așa foarte lejer. Eu mi-am făcut make-up nou. Make-up-ul Lavinia au zis că nu mai vrea să se macheze. Am zis să fim naturale pentru vlog. Și da, gata, vă filmez mai târziu când ajungem pe la mini prin. Vreau de aici să mergem. Oh my god! Doamne, nu mă așteptam la una ca asta. După vreau să mergem să spălăm mașina și după mergem direct la mini prin. Abia acum am terminat, aproape 2 ore mai târziu. Am stat și am așteptat comanda aproape 2 ore, efectiv. Groaznic, aici nu o să mai venim la Mac-ul ăsta, da. Să nu veniți la Mac-ul de la Grand Arena, că și gata, o luăm spre spălătorie să spălăm mașinuța, că e foarte, foarte murdară și după la mini prei. Yeee! Bună dimineața! S-a făcut luni, a trecut foarte, foarte repede weekendul ăsta. Credeam că o să strâng un vlog întreg, dar am reușit să filmez doar câteva cadre. În mare parte am stat în casă și am povestit, amintiri. Am fost și am căutat pantofi pentru Lavinia de nuntă și nu și-a găsit absolut nimic. Ea nu și-a găsit absolut nimic, am fost prin Băneasa, pe la mall nu și-a găsit absolut nimic și chiar îi spuneam mai bine mergeam fată la second-uri, că de acolo cu siguranță nu plecam cu mâna goală. Așadar, este luni, eu sunt liberă, ei au plecat aseară, eu nu știam că ei pleacă. Credeam că o să plece mult, mult mai târziu, adică astăzi pe seară, dar au avut ceva treabă și... A, stați așa că eu am mașina parcată în altă parte și am parcat în altă parte acum. M-am îmbrăcat foarte subțire pentru că mă așteptam să fie vară afară, așa cum a fost zilele trecute. Să-mi dau ochelarii jos, sunt nemachiată, vai de capul meu. Rujul ăsta l-am pe buze de aseară, ca să știți de fapt urmele astea de ruj, pentru că am încercat să mi-l dau jos, dar nu s-a putut. E un ruj atât de nenorocit că nu-l suport, nici nu știu că știam care-i treaba cu el, nu știu de ce m-am dat cu el. Și da, vă spuneam că m-am îmbrăcat destul de subțire și văd că afară e destul de friguț. Chiar îmi vine să dau drumul la căldură în mașină.
Adie vântul așa destul de rece. Bun, să vă spun planul pentru astăzi, că o să vă iau cu mine. Doamne, ce caragiu să arăt cu rujul ăsta. Planul pentru astăzi este în felul următor. Trebuie să ajung la medicul de familie. Trebuie să ajung la bancă. La medicul de familie cred că voi ajunge mai târziu, dar prima oprire este la bancă, să rezolv niște chestii, iar după mergem în căutare de ținute. Unde credeți? La second hand. Dar pentru prima oară în viața mea vreau să ajungem la resale shop. Este un second hand unde persoane mai puțin sau mai mult cunoscute vin să își vândă lucrurile. De regulă se dau foarte repede pentru că sunt foarte ieftine și foarte mișto, multe dintre ele, din câte am înțeles, de brand. Am aflat de second hand-ul ăsta de la Anca Mădălina în urmă cu ceva ani, pot spune, dar niciodată nu am ajuns până acolo. Astăzi vreau să ajungem și vreau să-mi construiesc ținuta pentru nuntă. Cam ăsta este planul pentru ziua de astăzi. Ar trebui să ajung și până la școală să duc niște referate, dar nu le am încă gata, mai am încă unul de scris. Așadar, probabil că astăzi pe seară le voi termina de scris și mă voi duce miercuri să le las la școală. Dar să rezolv toate chestiile astea, nu știu, că mi se par foarte multe. Este ora 11, m-am trezit dimineața, dar am stat să-mi beau cafeaua și am stat în principal să se elibereze prin oraș, ca să nu prind aglomerație. Așadar, o iau din loc și vorbesc cu voi când ajung la primul second. Vreau să ajung pe Dorobanți, vreau să ajung neapărat la Monda, acela din Pantelimon, vreau să ajung la Piața Muncii și vreau să ajung la resale shop. Neapărat ajung la toate astăzi. Gata, am ajuns la Muncii, intru în Monda, este luni astăzi, asta înseamnă că nu prea o să prind eu mare ofertă pe nicăieri, dar uitați că mă uitam aici să văd ce afișe și-au mai pus oamenii ăștia, dar voiam să punctez un singur lucru. Eu încă, nu știu cum sunteți voi, dar eu încă de fiecare dată când intru într-un magazin mi-aduc aminte cât de mișto e, pentru că nu mai trebuie să mai port mască. Erau foarte drăguți pantofii aceia din piele naturală și îmi veneau foarte bine, dar făceau vreo 45 de lei dacă nu mă înșel și mi s-a părut prea mult, având în vedere că nu asta caut în momentul de față, mi s-a părut chiar un chilipir. Așadar, trecem la următorul magazin. Mai am un singur magazin secant, care de fapt este outlet, așa scrie pe ușă, dar nu este outlet. Nici în vecii vecilor e second hand toată ziua. Și să intru în ăla și ușor, ușor să renunț la secondurile de la Piața Muncii, pentru că s-au stricat cu toate, adică nu mai găsești absolut nimic. Și mă duc încolo pe Dorobanți. S-a făcut ora 1 între timp și eu n-am mâncat absolut nimic. Stați așa să-mi pun și eu centura. N-am mâncat absolut nimic și începe ușor, ușor să-mi fie foarte foame, nu foame, foarte foame. Și am ieșit din Monda de la Dorobanți, am ajuns aici pe Dorobanți și m-am urcat în mașină pentru că vreau să merg, uite, trec pe lângă un outlet în momentul de față și ar trebui să mă întorc la el. Vreau să am luat mașina și să merg un pic mai în față pentru că este destul de departe următorul second outlet, să văd peste ce dau. Așa, am ajuns. Mi-am luat ceva de la Monda, dar pentru evenimente viitoare, nu este pentru evenimentul acesta pentru care caut eu să-mi iau ceva. Ok, o să o las aici pe avarii. Red, ce să fac? Deci nu știu.
Deci, nu vine să cred. Am găsit la outlet-ul ăsta, dar stați așa că nici nu i-am făcut și eu o poză, nici nu l-am filmat, am filmat doar în interior. Deci, sunt... nu știu cum să vă explic, este aproape vis-a-vis de Spitalul Floreasca, pe Dorobanți, cumva aproape între intersecția de la Ștefan cel Mare cu Dorobanți. Dacă știți zona pe aici, știți că sunt foarte multe outlet-uri second hand-uri. Și am găsit outlet-ul ăsta și am avut noroc că aveau reduceri de 50%, chiar și fără reducere, meritau absolut toate. Și aveau un stand întreg, numai cu chestii de gală, sclipicioase, fuste, pantaloni. Am filmat puțin și în cabina de probă, superbe. Ideea este că foarte puține modele sunt de mai multe mărimi, cumva, și poți să-ți nimerești mărimea, dar în rest, deci ceva, wow! Abia aștept să ajung acasă să vă arăt ce mi-am cumpărat. Și niște prețuri, evident, nu sunt prețuri de second hand, dar oricum sunt niște prețuri wow pentru ce pentru ce produs se găsește acolo. Foarte mișto, foarte bună experiență. O să mai vin și doamna de la casa, atât de drăguță. Am stat acolo și am probat, cred că vreo 15-20 de minute în cabina de probă. Mi-am luat brațul de Rocky. Sunt fericită. Și nu mă mai duc la niciun resale shop, că n-are rost să mă duc la resale shop. Dar, în schimb, mă duc la second hand-ul acela din Pantelimon. Neapărat trebuie să ajung acolo. Neapărat trebuie să ajung acolo. Și mi-am mai luat ceva și de la second hand. Ce zi fericită! Are ca dracu, dar nu contează. Am Rocky! Ăștia distribuiteuză sunt foarte faini. Numai că mi sunt mari. Mai am 5% baterie. Am ieșit de la Monda ăsta de papuci, de aici din Pantelimon. Nu am găsit absolut nimic. Absolut nimic. În afară de pantofii aia, de sandăluțele acelea de stripteuză, care erau ce trebuie. Erau în stilul platformelor de geisha pe care mi le-am luat eu cu 3 lei anul trecut, dacă vă aduceți aminte, de la second hand-ul de pe Dorobanți, de acolo. Erau ce trebuie, dar mi-erau puțin mari, cam un număr mai mare, n-aveam ce face cu ei pentru că se vedea și călcâiul. Dar acum nu e nicio problemă că traversez și am aici Aura, nu, Aura, era un stâlp și mi vedea Mira second hand și a destrăbit, sunt și pe roșu. Deci avem Mira second hand și, doamne, ce dușă am, să slăbesc neapărat. Deci Mira second hand, după mai este un Humana, dacă nu mă înșel, pe colț, la care nu merg de fiecare dată, dar astăzi vreau să intru. Și mai este un second hand de unde mi-am cumpărat eu geaca aceea de piele naturală, dacă vă aduceți aminte, de la, nu știu, Porsche sau nu știu ce firmă de asta este, firmă de asta, producătoare de mașini. Stați așa! Uitați ce s-a întâmplat cu second hand-ul meu! S-a dezființat, nu mai este. Doamne, de fiecare dată când e soare afară și mă apropii de mașină și mă cum strălucește, sunt efectiv îndrăgostită. Așadar, în clipul de astăzi vă iau cu mine, sunt liberă astăzi și am puțină treabă din nou. Mă duc la școală și cumva vreau să creez așa o poveste și să vă iau cu mine efectiv în fiecare zi, în afara zilelor în care sunt la serviciu, pentru că atunci chiar nu am ce să vă arăt, muncesc, v-am spus, nu prea e timp de respiro și nici nu vreau și nici nu cred că am voie să vă arăt așa inside-uri din spital.
Așadar, astăzi mi-am terminat referatele, le am aici. Mă duc să le las la școală, sper să nu fie prea târziu. Le-am pus frumos într-un plic, sunt vreo 7 referate. Sper să termin anul 2 cu bine și sper să treacă din ce în ce mai repede, pentru că am impresia că, Doamne, nu se mai termină școala asta, cel puțin doctor zici că mă fac. După vreau să ajung pe la DM pentru că trebuie să fac niște cumpărături de acolo, doar așa, șervețele umede, apă micelară și mai știu eu ce, geluri de duș și să văd ce mai găsesc. Aș vrea într-o zi, dar nu astăzi, să ajung și eu la DM-ul acela, dacă sunteți din București, probabil că ați auzit că s-a deschis un DM mișto pe strada Lipscani, un megastore care are și scară interioară, din câte am înțeles. Ce mai trebuie să mai fac? Stați așa, că mi-am făcut lista acolo, dar nu mai știu, deja am și uitat. Vreau să ajung la medicină, la medicul de familie și aș vrea puțin să vorbim de partea asta medicală în clipul acesta. Vreau să-mi iau un bilet de trimitere, de fapt mai multe bilete de trimitere, să vorbesc cu doamna doctor și să văd exact despre ce, despre ce este vorba. Ca și noutate în ceea ce mă privește cu partea medicală, ca și noutate, vreau să vă arăt că cam așa arată pieptul meu în momentul de față. Mi-am făcut o electrocauterizare, de fapt foarte multe electrocauterizări, dar cumva per total cam așa, cam așa am numit-o eu. Mi-am ars cu electrocauterul, de fapt nu cu electrocauterul, cu plasma penul, din câte am înțeles, toate papiloamele și verucile pe care le-am avut pe piept și am avut foarte mare noroc că aproape toate erau papiloame și au putut fi extrase prin modalitatea aceasta și am foarte puține alunițe care trebuie excizate în mod chirurgical, dar acelea le las acolo, nu umblu la ele. Mi-am făcut această intervenție pentru că vine vara acum și nu mai vreau, voiam să scap neapărat, mi-a păruseră din ce în ce mai multe și voiam neapărat să scap de ele pentru că nu-mi plăcea absolut deloc cum se văd așa pe pieptul meu, vreau să fiu toată curățică și să arăt bine pe piept. În momentul de față arăt așa, aseară mi-am dat la o parte ziceți, steristripurile acelea pe care mi le-a prins acolo doamna doctor și ar fi trebuit să curăț rănile cumva, dar mi-a fost un pic frică pentru că încă mă deranjează foarte puțin, a mai trecut cumva disconfortul, dar încă mă deranjează și atunci le-am lăsat așa și probabil că le voi curăța în seara aceasta. Să stați fără grijă că m-am dat foarte, foarte bine cu loțiune de asta solară cu 50 SPF ca să nu mă afecteze absolut deloc. Așadar, pornim la drum, nu știu dacă în clipul ăsta o să vă arăt ce mi-am cumpărat, ce am reușit să-mi iau de la second hand, dacă nu mă gândeam eu să fac un clip special, dar să văd ce pot să filmez pentru clipul acesta și dacă nu am îndeajuns material, atunci o să introduc aici haul-ul de second hand. Voi deja ați aflat chestia asta pentru că cu siguranță am pus în titlu. Gata, pornesc la drum, s-a încălzit și motorul mașinii, afară este extraordinar de cald. Mi-am făcut ținuta asta, am sacoul ăsta despre care v-am mai vorbit eu, este sacoul alb de la second hand. Am maioul ăsta care arată super, super bine și nu am suchien pe mine, dar să știți că nu este absolut deloc transparent. Îl am de la Lavinia, mi l-a dat cadou acum când a venit la mine, nu era cumva un cadou prestabilit, dar mi-a plăcut mie foarte mult când l-am văzut că am stat lângă ea când și-a făcut bagajul și trebuiau să plece și mi-a zis că arată, i-am zis eu că îmi place foarte mult și ea a fost foarte drăguță și mi l-a făcut cadou. În partea de jos am pantalonii aceia din compleul de la noi de la magazin, iar în picioare am papucii aceia de la Gemelli și mi-am pus șosete colorate de la Șosete Fără Pereche, unul portocaliu, unul galben, trece lumea pe lângă mine și se uită la mine și n-a fost cu intenție, mi-am dat seama doar când mi-am pus geanta pe umăr că se potrivește foarte bine, se potrivesc foarte bine culorile cu geanta pe care o am tot din second hand de la Cocinel, care cumva reprezintă primăvara și vara printr-o simplă geantă. Nu mai am baterie la telefon, mai am vreo 5%, iar acum mă îndrept spre mașină. Am terminat la medicul de familie, mi-am luat cele două trimiteri de care aveam nevoie, bilete de trimitere, mă rog. Acum am ieșit din
sediul Universității Spirul Haret. Nu știu dacă v-am spus vreodată, dar aici sunt înscrisă la asistență medicală. Am lăsat referatele la domnul portar, pentru că pe doamna secretară niciodată nu o găsesc acolo, iar dânsul întotdeauna se ocupă să le dea mai departe, iar doamna secretară, la rândul ei, săraca, pică pe capul ei toate lucrurile astea să le ducă, să le predea mai departe profesorilor. Asta pentru că nu... Am cam stagnat așa cu școala, nu prea am mai fost, sunt vinovată, știu, dar încerc măcar să îmi fac temele și să fiu acolo plus minus activă cât pot și eu în toate activitățile astea cu școala. Bun, între timp când mă duceam, când mă îndreptam spre școală, pentru că sunt unele lângă altele aici, mă refer la medicină de familie și universitatea, am trecut pe lângă o croitorie și am zis, hopa, stai să intru, pentru că am destrâmtat rochia aceea. Pentru eveniment. Am intrat, am vorbit cu doamna și având în vedere că este toată din paiete, va fi puțin ca în greu de strâmtat. Dar doamna mi-a spus, adu-mi ochii să o văd, să văd exact despre ce este vorba și să văd dacă pot să te ajut cu ceva. Am văzut că este deschis până la 5:30. Acolo, deci o să ajung acasă, iau rochia și mă întorc aici la strâmtat, pentru că îmi stă pe cap. Iar în aceeași direcție, pentru același eveniment, mă îndrept acum spre Zizi Mall la Unirii. De când am mai fost în Zizi Mall? Mi s-a închis telefonul între timp, vă spuneam că mai am foarte puțină baterie, nu mai știu despre ce vorbeam, o să mă uit pe filmare când ajung acasă și continuăm. Am ajuns la Unirii și pentru cei care sunteți din București, cunoașteți zona asta cu siguranță și știți cât de greu este să găsești loc de parcare. Și anume aici, exact lângă trecerea de pieton, nu e chiar legal ce am făcut eu, dar sunt foarte multe mașini parcate încolo așa și Zizi e undeva în dreapta. Am cam terminat așa prin casă pe aici, mă rog. Mai am pe aici puțină ordine de făcut prin living, adică să șterg masa de praf și aș vrea să fie așa totul pus la punct. Vreau să văd și un film astăzi neapărat. Dar stați așa, să mai beau o gură de apă. Am avut niște leuștean pe care l-am luat de la mamaie, o pungă mare de tot mi-a dat. L-am pus în apă să se clătească foarte, foarte, foarte bine și să se spele. Și acum l-am tăiat, l-am scos de acolo, e o pungă foarte mare, am ales, bineînțeles, doar frunzele și le-am băgat la congelator. Îi spunea și ei că o să-mi ajungă probabil 2-3 ani de acum încolo. Acum, am ajuns acasă, am fost la Zizi, mi s-a închis telefonul ultima oară când vorbeam cu voi, am reușit să-mi iau corsetul pe care o să-l port pe sub talie ca să-mi ascundă burtica până când o să slăbesc, să dea Domnul să slăbesc. Vreau să încerc dieta aceea daneză, că mi-ați scris și una dintre voi într-un comentariu. Eu am mai auzit de dieta asta daneză, dar mi s-a părut un pic cam strictă și mi-aduc aminte că, adică foarte strictă, mi-aduc aminte că într-o vară când eram mami acasă am încercat-o și îmi venea să vomit rău de tot de la păstârnacul acela. Dieta aceasta include niște păstârnac sau niște țelină fiartă seara la cină și mi se pare o scârboșenie să mănânci țelina aceea. E foarte bună în combinație cu alte legume, în ciorbă, în tot felul de mâncăruri și în tot felul de preparate, dar să o mănânci așa fiartă și goală, aproape goală, mi se pare, mi se întoarce stomacul pe dos numai când mă gândesc. Așadar, am plecat de la ăsta, l-am găsit, eu am dus la Zizi după el, dar nu l-am găsit la Zizi, l-am găsit la May, magazinul de lângă, știți că lângă Zizi Mall, dacă sunteți din București, v-am mai povestit eu de magazinele acestea două, este magazinul May, este un magazin specializat pe pantofi, dar mai au și alte chestii, iar la parter, până să urci la etaj în magazinul propriu zis, au și un magazin cu lejerie intimă, unde găsești tot felul de chestii și acolo am găsit ăsta, corsetul, este mărimea XL, eu voiam să găsesc mărimea XS, dar nu aveau și este mărimea XL, dar credeți-mă că e foarte, foarte strâmt și cu siguranță o să-mi strângă foarte, foarte bine burta, nu am probat încă. Nu știu cum o să fac cu filmările astea, pentru că
Oricum, voi ați văzut deja, dar ca să știți, eu în momentul de față încă nu am filmat haul de la second hand și rochile pe care le-am cumpărat pentru evenimentele foarte, foarte importante pe care o să le am, cele mai importante anul acesta, pentru că trebuie să duc rochia la strâmtat și o să dureze câteva zile până când o să se întoarcă de acolo. Acum n-am absolut niciun fel de energie să filmez clipul pentru voi, pentru că trebuie probate, nu pot să vi le arăt așa cum vi le-am arătat în clipul celălalt. Tocmai am pus la pachet rochia acasă, o cealaltă rochie, pentru că am cumpărat două rochii superbe, să-i duc unei colege la serviciu pentru că are și ea nevoie de o rochie de gală și nu mai vrea să mai dea banii pe ea, așadar o să eu împrumut și după o să mi-o dea înapoi. Hainele pe care le-am cumpărat de la second hand sunt la spălat, unele dintre ele nici nu le-am spălat, unele dintre ele abia le-am pus la uscat, sunt ude și tot așa, nu știu, în fine, probabil că o să scot eu la capăt astea ce este vineri, când voi fi liberă, o să văd eu, mă rog, în fine. Deci, mi-am luat ăsta, foarte, foarte bine, am dat 20 de lei pe el, deci, jos pălăria, abia aștept să... Fiu strâmtătoată și să rămân să vadă burtica, sper că nu v-ați speriat. Iar acum, deci am dat de fapt și de drept drumul la camera, pentru că am un cadou de oferit și voiam să vă arăt cum îl împachetez. Nu sunt eu maestră în împachetat, Roxana știe, te pup cu drag, știu că te uiți la mine, mi-e foarte dor de tine și te aștept oricând la mine, știi foarte bine, și l-aștept și pe Felix. Este vorba de verișoara mea aceea vegană, de care vă mai povestesc, și dacă scrollați așa prin comentarii, este vorba despre tipa aceea care îmi dă mereu comentarii că nu știe ce fac cu un cofrag întreg de ouă, de 30 de ouă, de ce le cumpăr. Ea este Roxana, ați mai văzut-o, a mai apărut prin vlogurile mele. Să o aplaudăm cu toții pe Roxana, pentru că a finalizat, este oficial doctor și a început rezidențiatul, doctor stomatolog, și sunt atât de mândră de ea. Și dacă tot am pomenit de Roxana, bineînțeles că trebuie să pomeni și de Raluca. Raluca este sora Roxanei, pe care voi nu o cunoașteți, este asistentă medicală, suntem o familie întreagă care lucrăm în domeniul ăsta al sănătății, ca să zic așa. Este asistentă medicală, știu că mă urmărește, nu prea mai ținut legătura cu ea, nici n-am fost la nunta ei și îmi pare foarte rău, regret, dar o port în suflet. Adică să știi că ești aici cu mine mereu și întotdeauna mă gândesc la tine, chiar dacă nu vorbim deloc. Deci te pup, că știu că mă urmărești. Și gata, da, gata. N-o mai salut și pe Lavinia și pe toată lumea care se uită, pentru că voi sunteți prezente mereu în viața mea și țin legătura cu voi. Voiam să le salut pe fetele cu care nu țin legătura, bineînțeles să nu uităm pe Laura, prietena mea cea mai bună din copilărie, care cu siguranță se uită și ea la mine. Haide că am vrut să vă spun ceva și am dat-o în sentimentalism. Am un cadou de făcut, asta voiam să vă spun, și nu am tot ce-mi trebuie, dar vreau să îl împachetez cum trebuie, asta am vrut să spun, și voiam să dau drumul la cameră să vă arăt și vouă cum fac. Am nevoie de niște hârtie, am aici cutia aceasta, o cutie, aveți, probabil, nu știu, toată lumea are o cutie de decor sau nu știu, la care puteți renunța de prin casă, și dacă nu aveți o cutie din aceasta așa mai frumușică, ca să-i spun așa, cu siguranță aveți o cutie din aceea de pantofi pe care o puteți îmbrăca sau împacheta foarte frumos. Și voiam să vă arăt cum fac eu treaba asta. Vreau să vă spun pașii, pentru că nu o să vă țin aici cu mine, că o să dureze ceva timp, că vreau să iasă ceva foarte, foarte frumos, că este o persoană destul de importantă, cea care primește cadoul. Și o să vă arăt pe parcurs imagini, o să mai dau drumul la cameră sau o să vedeți la final. Nu este mare lucru, am nevoie doar de o hârtie pe care să o bag aici în cutie și voiam neapărat să fie o hârtie din aceasta așa de culoare maronie și am găsit punga asta de la Nala și o să folosesc, pentru că nu am hârtie de împachetat, am hârtie de împachetat doar din aceea, cu reni de Crăciun, bineînțeles. Dar hârtie de împachetat de asta așa pentru zi cu zi nu am. Nu știu dacă m-ați auzit că
clușnește hârtia asta și este deranjantă. Și o să bag hârtia asta aici și o să văd eu cum o aranjez așa foarte frumos. O să bag cadoul aici și vă arăt la final. Mi-am luat și funie de asta să-i fac o fundiță frumoasă. Iar la final, ca să nu... Pentru că nu-mi doresc eu așa să fie o pungă de cadouri, o să-i o pun în această pungă de la Victoria's Secret, care este foarte, foarte frumoasă și, bineînțeles, poate fi folosită în viața de zi cu zi. Ca să nu mergem cu punga de Mega Image după noi, putem să folosim o pungă de asta mai așa, mai fancy, știți voi. Gata, mă apuc de împachetat și ne vedem la final. M-am chinuit o grămadă și am impresia că tot a ieșit un rahat, dar o să-l las așa, că nu am, efectiv, nu am adurat mai mult de jumătate de oră, de 40 de minute stau. Am împachetat așa, bine că este împachetat, ideea era să nu se vadă neapărat ce este aici, cutia arată destul de bine și am pus frunzelița asta de Pampas aici în hârtie cumva băgată, iar acum... Cu spray-ul de la Victoria's Secret o să dau așa câteva pompițe, atât pe... A sărit pe hârtie, sper că nu s-a pătat ce e înăuntru, nu cred că pătează ăsta. Dar o să dau așa câteva pompițe, gata, cred că e de ajuns pe frunzița de Pampas, că... Se păstrează mirosul cu siguranță foarte, foarte bine și atunci când va desface pachetelul va fi superb!